stă liniștit. Da, stă liniștit. Da, am să stea liniștit. Și am vorbit așa. Nu o să intre aici, aici e. Și aici intră, mă, săptămâna care vine intră, aici gata. Aici săptămâna aici. La altă, sâmbătă, în gală, gata. S-a terminat. Ce, așteptăm, asta e acum, mai bine așteptarea asta, parcă e mai altceva. Lasă-mă așa, ce zic. Voi am așa pentru ei. Eu nu. Lăsați că e mai bine așa, vine aici în casă, nu mai e niciun cameră. Suntem noi și sunteți și dumneavoastră și la nu mai e nicio cameră pe voi aici. E, parcă nu e acolo. Nu, dar zic așa, parcă dacă vezi omul ăla că stă așa, da, cumva, da, și lumea ia ceva așa, toate, camera nu mă... Da, lasă-mă. Și oricum, eu zic că... Lasă-mă că e bine așa, stai liniștită. Important să fie bine când intrați în casa, da, aici. Da, păi asta e să ne la asta e important. Asta e important să ne cunoaștem, că tocmai asta e. Aici e important, în casă. Nu e mai bine, că e altceva când stai cu persoana mai mult timp. Eu zic. Te duci să te îmbraci, să nu mai stai. Nu. Da, păi așa e rece. Nu. Hai să stați cu minți ca să nu vă dea pedepse pe urmă, să mai... Da. Asta e, așa a fost să fie. Eu nici nu prea vorbeam. Tu n-ai avut niciun chef. Da, păi nu aveam așa, nu prea am vorbit. Și de asta eu au spus că fiecare care așa, mi se pare că nu ești interesată, n-ai vorbit, ai fost tăcută. Păi ce să te întreb? Adică nu găseam nimic în comun, au fost numai de 30 și ceva de ani, mai așa, mai. În vârstă sunt? Da, de avea. 2, 1 de 2, 3, 7. Da, 2, 7, 30 și ceva. 2 de 32. A, dar deja așa au prieteni băieți ăștia sau nu? Nu, și am zis când vă auzeam 30, ha, pot să mă iei ca pe sărat. Adică ziceam din prima. N-aveam și... Am vorbit așa, oricum ei știau în mare parte că eu vorbesc, spunea, tu ești al lui Cătălin, tu ești al lui Niculai, tu ești al lui... Ia! Doamne, maica, doamne! Dacă ei au fost mai hotărâți din prima... Da. Păi da. Păi cum am fost eu, de exemplu, ca am să fost hotărâtă din prima. Și am spus, nu știam cum să le... Dar Daniel i-am zis, zic, alege-mă pe mine, alege-mă pe mine, ca să ieși-o la întâlnire. Și după aia... Dacă știe, îl lăsai așa. Da. Da, nu, dar oricum tot pe mine mai zicea că îi spusese Cătălin. Da, da, da. Păi normal că nici el nu știa ce să aleagă, că și el venise cu gândul. Da, oricum, el n-ar fi ales pe niciuna dintre noi, Daniel, da. Că o place pe Vali și chiar am vorbit, așa. Vedem acum. Ralu, ai luat țigările la tine?